Merită să stați până la sfârșit pentru a economisi 10.000 de euro la achiziția acestei mașini. Și deși mașina asta are deja aproape 8 ani de când este pe piață, lumea încă întoarce capul după ea. Și asta este probabil cea mai bine echilibrată mașină pe care am condus-o în ultimii, nu știu, 5 ani cel puțin. Ba chiar m-aș risca să spun că e mai confortabilă decât Stelvio. Parcă îți spune, sunt aici cu tine, hai! Poți mai mult, poți, poți mai mult și te îmbie să um, împingi limitele și mai mult. Mașina asta arată atât de bine că mi-aș cumpăra-o doar pentru cum arată. ar putea să se conduce, să se conducă și foarte nasol. Și o să obțineți un discount de 10.000 de euro. Doar pentru că mă urmăriți. Acum 2 ani, o lună și câteva zile filmam pentru prima oară în viața mea o Alfa Romeo Giulia. Se întâmpla aproape fix în aceeași parcare, în același loc, bine... Locul unde am filmat prima oară Alfa Romeo Giulia e un pic mai în spate, dar astăzi e o familie acolo care joacă fotbal și nu am vrut să-i deranjez. Și era primul meu contact cu platforma Giorgio, primul meu contact cu o Alfa Romeo modernă. Și atunci vă spuneam că acel model, respectiv Alfa Romeo Giulia, va fi următoarea mea mașină. Dar am avut și câteva critici cu privire la mașina pe care o conduceam în acel moment, cea mai importantă regăsindu-se sub capotă. Știu că sună foarte pretențios, dar pentru mine personal, pe anumite mașini, motoarele diesel nu sunt neapărat cea mai bună alegere. Pentru mine, asta nu înseamnă că și pentru voi. Voi alegeți în continuare ce motorizare vi se potrivește. De exemplu, dacă mi-aș cumpăra o Giulia și aș avea foarte multe drumuri lungi de făcut, cu siguranță, probabil că mi-aș lua... <laughs> cu siguranță, probabil. <laughs> cu siguranță, m-aș uita și la varianta diesel, pentru că e o diferență destul de mare de consum. Dar la acel moment v-am spus că dacă ar fi să-mi iau o Giulia, probabil nu mi-aș lua motorizarea diesel, mi-aș lua benzina. Iar astăzi, sub capota mașinii de lângă mine, se află un propulsor de 2 litri cu 4 cilindri benzină turbo, care dezvoltă 280 de cai putere. Și cam asta este configurația pe care mi-aș cumpăra-o eu, dacă mi-aș permite, pentru că momentan nu îmi permit să-mi cumpăr o astfel de mașină. Nu spun că nu merită banii, dar este un pic peste bugetul meu în acest moment. Apropo de chestia asta, dacă vreți să mă ajutați și dacă vreți să susțineți acest canal să crească în continuare, nu uitați că puteți da subscribe, nu uitați să dați un like, un share, mă ajută foarte mult și dacă vreți să deveniți membri plătitori ai comunității și mai bine aveți un buton lângă cel pe care dați subscribe, pe care scrie join sau alătură -te și puteți deveni membri cu acte de pline, să spunem așa, ai comunității. Trecând peste acest moment de promovare gratuită, astăzi o să discutăm despre Julia. Facelift. Bine, tehnic este al doilea facelift al acestei mașini și, din păcate, și ultimul, pentru că Julia se îndreaptă către finalul carierei și de data aceasta vorbim de câteva modificări mai importante pe partea de design. Pentru că la faceliftul anterior s-a focusat toată energia inginerilor pe partea tehnică mai mult. Astăzi vom discuta despre tot ce s-a schimbat, de ce consider în continuare că mașina asta este ideală pentru mine, de ce aș alege-o în fața altor modele, dar o să vorbim și despre părțile mai puțin plăcute ale acestei mașini, pentru că așa cum știm cu toții, nu există mașină perfectă, oricât de fanboy Alfa Romeo aș fi eu. Și bineînțeles, pe sfârșit o să vă spun și cât costă mașina aceasta, de unde puteți să o cumpărați și ascultați-mă când vă spun că merită să stați până la sfârșit pentru a economisi 10.000 de euro la achiziția acestei mașini. observa, lângă mine se află faceliftul 2 al acestei mașini. Da, este vorba de versiunea reîmprospătată a Giuliei, care a fost lansată în 2023, anul trecut. Și se vede pe fața ei ce s-a schimbat. V-a plăcut gluma, nu? Da, se vede pe fața ei pentru că, spre deosebire de update-ul tehnic pe care l-a primit înainte Giulia, acum chiar putem să vorbim de niște modificări fizice pe ea. Și aceste modificări se referă în primul rând la zona frontală, bineînțeles. Deși forma farurilor nu s-a modificat în mod special, s-a modificat conținutul lor, dacă putem să spunem așa. Observați semnătura luminoasă cu trei elemente LED, așa cum am văzut de altfel și pe Stelvio acum nu foarte mult timp aici pe canal și așa cum am văzut și lansat pentru prima oară în limbajul de design Alfa Romeo de către Tonale, pe care l-am testat chiar la el acasă în premieră pentru România. Este un design inspirat de către conceptul Sez Zagato și un design care mie îmi place foarte mult și încă o chestie care îmi place foarte mult este faptul că atunci când semnalizezi ai semnalizări dinamice acum pe mașină așa cum puteți vedea și arată foarte bine. Oricum ar fi, Giulia încă de la început a arătat foarte bine și am mai spus chestia asta pe canal, eu sunt un fraier pentru mașinile Frumoase. Deci sunt foarte atras de un design interesant, de un design creativ, un design care întoarce capete pe stradă. Și deși mașina asta are deja aproape 8 ani de când este pe piață, lumea încă întoarce capul după ea. Asta înseamnă că ce avem aici este un design fără limită de timp. Dacă vreți să înțelegeți mai bine acest concept, uitați-vă la anumite mașini care atunci când sunt lansate arată foarte bine, impresionează foarte mult, dar nu rezistă testului timpului. Ca să-ți dai seama dacă o mașină va fi foarte apreciată și în viitor, da? pe partea de design, pentru că asta contează extrem de mult pentru foarte mulți dintre noi, trebuie să te uiți la ea după, nu știu, 5-6 ani de la lansare. Multe mașini asiatice, de exemplu, au problema asta. La momentul lansării, cumva, sunt foarte contemporane, arată foarte bine, dar, după un timp, Designul acela foarte contemporan la momentul lansării începe să-și arate limitele și lumea când o privește parcă simte că e ceva în neregulă. Ei, pe partea cealaltă avem unele mașini care au rezistat foarte bine testului timpului, de exemplu E46 de la BMW, E39 încă au design care arată foarte bine. Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Julieta, la fel, mi se pare că e o mașină care deși a fost lansată în 2011-2010-2011, în continuare are un design foarte contemporan și nu o spun doar pentru că am eu mașina, ci pentru că mi-au confirmat și alții. La fel, Giulia cred eu că va fi un model care peste încă 10-20 de ani va fi studiat din punct de vedere al designului. Și nu numai că are un design foarte frumos, dar este și unul practic pentru că coeficientul de rezistență la înaintare al acestei mașini este doar 0,28. Un număr impresionant pentru o mașină care a fost desenată undeva în 2014-2015, când nu se pune atât de mult accentul pe eficiența aerodinamică a mașinii. Da? Și asta arată avantajul competitiv, să spunem, al italienilor, care întotdeauna au avut designuri impresionante pe mașinile lor, design care de multe ori a rezistat foarte bine în timp. Lăsând la o parte farurile din partea frontală, avem câteva modificări subtile și pentru grila frontală. Nu o să le observe foarte mult. lume, e vorba de modelul din interiorul grilelor din partea din față și avem și culori noi. Asta este cea mai importantă pentru că Alfa Romeo și roșul au o relație foarte interesantă. Acesta este uh, Novo Alfa Rosso, o nuanță nouă de Alfa Rosso, da? roșu Alfa Romeo. Care e un pic mai închisă la culoare, mi se pare mie, comparativ cu versiunea antecedentă. Dar, în continuare, mi se pare că arată foarte bine și unei Alfa Romeo, așa e așa de bine, orice model ar fi. Eu întotdeauna o să asociez anumite branduri cu anumite culori: Alfa Romeo cu roșu, Lamborghini cu galben sau portocaliu, Ferrari cu roșu și așa mai departe. BMW și multe branduri germane cu nuanțe de negru, gri și așa mai departe. Deși, în ultimul timp, trebuie spusă chestia asta, multe dintre ele evoluează și încearcă să se îndepărteze de acele nuanțe care i-au făcut practic consacrați în anii 90, da? negru, gri și toate combinațiile dintre ele. Pe modelul de față, pentru că vorbim de un nivel de echipare veloce, avem și jantele pe 19, care sunt cele mai mari pe care poți să ți le pui pe un astfel de model. Dacă ignori versiunile QV, da, de mare performanță, cu quadrifolio verde. Important de menționat aici este faptul că dacă nu-tii nivelul de echipare veloce, dacă ții nivelul de echipare de bază, super, o să ai jante pe 17. De altfel, aici apare și prima critică pentru noile Alfa Romeo, faptul că nu prea poți să le configurezi atât de mult pe cât poți să configurezi un C-Clas în seria 3 sau un A4. Da? Pentru că probabil sunt destul de multe limitări pe partea de producție. Nu știu sigur, dar dacă intri în configuratorul Alfa Romeo în România, o să observi că ai foarte multe limitări în configurarea mașinilor. Ai doar două niveluri de echipare, ai super și veloce, indiferent de motorizarea pe care o alegi. Și mai mult decât atât, dacă îți alegi nivelul de echipare super, de exemplu, nu poți să bifezi anumite opțiuni. La fel, pe veloce ai câteva opțiuni, dar nu poți să configurezi foarte mult mașina. De exemplu, dacă îți cumperi un super, da, care este poate fi cumpărat uh, cu motor de 2 litri benzină, cum avem și sub capota acestei mașini, dar cu 200 de cai, sau cu motorul de 2,2 litri diesel, uh, indiferent de motorizare, e vorba de, ni de nivelul de echipare. Da? Dacă îți cumperi super, ai jante pe 17, nu poți să ții mai mari, poți doar să schimbi designul lor, iar la interior poți să-ți doar interior uh, cu tapițerie textilă. Nu poți să-ți piele nici măcar contra cost. Mai mult decât atât, nu primești instrumentarul de bord digital care a fost introdus pe facelift, primești un analog cu un ecran micuț în mijloc și, problematic din punctul meu de vedere, nu poți să-ți cumperi nici opțional noul instrumentar de bord. Nu poți să-ți cumperi sistem audio Harman Kardon pe nivelul super de echipare, chiar dacă vrei să plătești. Ai anumite nuanțe de vopsea la exterior disponibile, dar nu toate și lista poate continua pe partea asta de limitări. Dacă vorbim de veloce, poți să-ți cumperi tapiserie de piele, da? poți să-ți o cumperi, din păcate, doar în culoare neagră sau roșie. Atât, în configurator. Iarăși, o limitare pe care nu o înțeleg. Până la urmă, spuneam într-un alt clip de-al meu faptul că uh, unul dintre lucrurile care diferențiază o mașină premium de una nouă în premium este capacitatea de a oferi clienților posibilitatea de a configura mașinile după propriilor plac. Poate că nu poți să-ți faci o mașină complet custom cum faci la Rolls-Royce, dar poți să-ți cumperi o vopsea de un anumit fel, poți să-ți cumperi jante de multe tipuri și așa mai departe, poți să le combini tu cum vrei. La Alfa Romeo, de exemplu, pe partea de jante la Veloce, ai doar modelul ăsta, el. Nu spun că nu sunt frumoase, sunt absolut superbe aceste jante. Îmi plac extrem de mult, dar mi-ar fi plăcut să am mai multe opțiuni la și să pot să plătesc pentru chestia asta, da? Poate că în viitor se vor schimba lucrurile din acest punct de vedere. Cât despre restul mașinii, nu s-au schimbat foarte multe lucruri, dar pentru că avem nivelul de echipare veloce, avem oglinzile negru, toate ornamentele de la geamuri sunt în negru, avem chile access, keyless entry, da? Uh, keyless go, adică mașina se va descuia fără să scoți tu cheia din buzunar, trebuie doar să bagi mâna aici în mâner, poți să o încui apăsând aici și s-a încuiat. Iar pe partea de schimbări, dacă ajungem în zona din spate, o să observați că avem stopuri noi, forma este la fel, inclusiv cea banda luminoasă, dar acum sunt stopuri transparente. Și cam atât. Asta sunt schimbările pe modelul Facelift de Giulia. Acum, hai să mergem puțin la interior, să vorbim succint despre partea practică a lucrurilor, deși v-am explicat și ultima oară. Dacă nu ați văzut clipul de acum 2 ani, vă invit să-l vedeți. Să vorbim despre cum arată interiorul, ce s-a schimbat și foarte important să vorbim despre partea practică, apoi ne punem la drum și vorbim despre motivele adevărate din spatele afirmației mele că asta este viitoarea mea mașina. Înainte să trecem la interior, trebuie să vorbim puțin despre portbagaj. Știu că mulți dintre voi, probabil, dacă vă doriți să vă cumpărați o Alfa Romeo Giulia, veți fi foarte curioși și de partea practica a lucrurilor. Avem 480 de litri aici, o cantitate impresionantă de stocare și aici avem un mâner prin care poți să pliezi scaunele spate. Vedeți că sunt fracționabile 40, 20, 40, iar aici nu este un spațiu de stocare, așa cum am crezut și eu inițial. Aici avem bateria. Mașinii, pentru că, așa cum vă spuneam și în clipul cu Stelvio, Sergio Marchione, care a fost omul din spatele platformei Giorgio, și-a dorit foarte mult ca aceasta să se conducă extrem de bine și să fie bine echilibrată, da? să aibă distribuția greutății 50-50. Și tocmai din cauza asta a fost adoptată această măsură de a pune bateria în portbagaj. Avem difuzorul pentru modelele veloce aici în spate și cele două evacuări adevărate, nu cum vedem pe alte modele în momentul de față. Hai să începem cu zona din spate, o să vă intereseze calitatea materialelor. Aici avem un plastic moale care se simte bine la atingere, un trim foarte interesant aici, precum și piele de aici pe zona intermedioară a ușii și un spațiu de stocare în partea de jos. Da? Deci materialele se simt foarte bine. Aici chiar nu am ce să comentez și sunt sigur că vor rezista bine de-a lungul timpului. Așa arată bancheta spate, în condițiile în care, v-am spus aici, avem nivelul de echipare veloce cu piele neagră. Poți să să-ți și piele roșie, bineînțeles cotieră cu două suporturi de pahare aici. Hai să vedem cât spațiu e. Ah! Scaunul este legat în poziția mai confortabilă la condus, în cap, aici în spate deci mai am spațiu până la scaun, dar problema este la nivelul labelor, pentru că nu e foarte mult loc aici, da? dacă ai picioarele ceva mai mari și eu por 45, s-ar putea să nu foarte bine și să pași piciorul și să-l de aici, e un pic de aventură, cam așa e spațiu la cap. La limită, pentru o persoană de peste 1.80, 1.84 ar trebui să am eu ultima oară când m-am măsurat. Deci o să atingi puțin, eu ating puțin cu vârful șepci, dar nu e o problemă foarte mare. Oricum ar fi, v-am spus și ultima oară când am condus Giulia, nu m-ar interesa cât spațiu în spate, că eu nu merg în spate, în mașina mea. Acum, dacă aveți familie, copii și așa mai departe, cred că până la 18 ani ar încăpea orice fel de copil aici, cu excepția celor care fac basket. Da? Deci nu cred că ar fi o problemă. Pentru adulți ar putea să fie o problemă, dar de câte ori mergi cu patru adulți în mașină? Nu știu, întreb și eu. Și bineînțeles, așa arată planșa de bord, care nu s-a schimbat deloc. Nu avem niciun fel de schimbare fizică a lucrurilor aici, dar avem câteva schimbări în spatele a ceea ce este evident. Vedem imediat ce urcăm în față. Înainte să ne așezăm pe scaunul șoferului, hai să vedem cum stau materialele în partea din față, sunt fix la fel ca cele din spate, da? deci o calitate decentă, poate că nu este lider în segment pe partea asta Alfa Romeo, dar nici nu suferă cum se întâmplă pe ce clas, da? nu scârție nimic, o să vedeți când ne urcăm o mașină. Plastic, piele, aici avem tot plastic, spațiu de stocare, ar putea să fie ceva mai mare spațiu de stocare aici, dar mm, nu mi se pare o problemă atât de mare și iată și scaunele, cu suport lateral foarte bun, nimic de comentat, dar un pic prea tari pentru gustul meu și spatele meu tare încercat de vremuri. Atenție, astea nu sunt scaunele standard, da? sunt scaunele de pe veloce, scaunele standard au o formă subtil diferită și nu au atât de mult de susținere laterală. Sunt curios dacă ar fi ceva mai confortabile. În nivel de echipare veloce primești scaune cu reglaj electric, bineînțeles, și cu memorie. Avem și suport pentru Uh, pulpe aici, foarte util pentru oamenii cu picioare ceva mai lungi și bineînțeles cel mai bun volan din industrie în acest moment. Și da, este o părere complet subiectivă, dar mie îmi place foarte, foarte mult acest volan și da, mi se pare cel mai bun din industrie în acest moment. Nu mai zic de faptul că avem butonul de start-stop aici care îmi place foarte mult. Sigla alb-negru, acelor de la Alfa Romeo, o chestie care a fost introdusă destul de recent, totodată cu tonale. Și în spatele volanului acolo pândește din umbră silueta mașinii pe un ecran. Pentru că acum avem ecran de 12 inci în spatele volanului care înlocuiește uh, instrumentarul de bord analog. Asta pe versiunile veloce. Vă spuneam, pe Super primești în continuare un instrumentar de bord analog care are pe zona din mijloc un ecran pe care ți sunt afișate toate informațiile utile. Și, așa cum puteți observa, aici avem o temă clasică pe care am ales-o eu, pot să schimbi, da? dar uitați, da, îmi place foarte mult fontul folosit, îmi place forma acelor foarte, foarte mult. Și o chestie interesantă, când mergi cu mașina, o să vă arăt un pic, da, dacă te oprești, și dacă se oprește motorul, acum nu știu dacă o să se oprească, dispar acele de pe acest cadran. Un detaliu care îmi place foarte mult. Poate ca să ți amintească faptul că mașina e oprită, nu știu, dar îmi place mult această atenție la detaliu. Și, cum vă spuneam, pe mașina asta poți să treci printre mai multe moduri de afișare a informației. De exemplu, Acolo avem clasic, aici avem o temă mai contemporană și aici avem o temă minimală, care șterge cam toate informațiile de pe ecran. Mie asta mi se pare cea mai tare, mai ales cum scrie giri aici în partea de jos, da? echivalentul italian al cuvântului ture, foarte, foarte drăguț. Bineînțeles, pe lateral aici avem informațiile computerului de bord, Da, consumul mediu pe ultimii 116 km, da? indicator pentru autonomie și îmi place foarte mult cum se mișcă cifrele de jos de la autonomie, exact la un, ca un, la un vitezometru sau ca la un odometru vechi, mai bine zis. Iar aici avem ecranul de 8,8 inch, care e folosit pe modele Alfa Romeo de pe această platformă, se putea mai bine, cu siguranță, v-am spus și la uh, Stelvio că se putea mai bine, se mișcă un pic în reloare, uh, nu are cel mai bine structurat meniu și rezoluția este principala problema acestui ecran. Putea fi mult mai bună. Din fericire, Android Auto și Apple CarPlay standard cu fir nu este neapărat o problemă. Vă spuneam, faptul că e conectivitate cu fir ajută în multe privințe pentru că nu se mai descarcă atât de ușor telefonul. Da? Și cam tot ce trebuie. Mașina asta nu are Harman Kardon, nu are sistemul audio Harman Kardon, de altfel are doar o opțiune bifată și este aceasta, respectiv sistemele de asistență ADAS la rulare. Panoul de climatizare clasic cu butoane fizice, îmi place foarte mult, o priză de încărcare. Aici, atenție, nu este priză de conectivitate pentru telefon, da? Aceasta este aici în cotieră, unde am portofelul în momentul de față. Haideți să-l scut ca să vă arăt și ce avem aici. Da? Deci avem două porturi de conectare a telefonului, și USB-C și USB-A. Da? Avem o priză de încărcare wireless aici. Poți să spui telefonul frumos și se încarcă și un, loc unde poți să spui cheia, cât de tare e asta. Da? Asta ai aici, în zona cotierei. Aici avem un control rotativ pentru sistemul multimedia, trebuie să vedeți că se poate controla și este foarte util, butonul pentru volum, next și modurile de condus. Observați că de aici lipsește uh, semnul pentru amortizor, adică nu avem suspensii adaptivă pe mașina dar o să vedeți mai târziu că vă explic că nici nu cred că ai neapărat nevoie și acesta este schimbătorul de viteze de la cutia automată cu 8 rapoarte. Da? Plasticul de pe bord este moale, se simte foarte bine la atingere, avem un torpedo destul de generos și poziția la condus este absolutamente genială. De ce? Pentru că stai jos în linie cu bordul și te simți ca într-un fel de nu știu, avion de vânătoare, ca într-un cockpit adevărat. Te simți foarte bine și simți foarte bine șasiul mașinii de pe acest. De altfel, acum o să ne punem la drum și o să vă explic tot ce trebuie să știți despre partea tehnică a lucrurilor și cum se conduce mașina asta și de ce este important să stai atât de jos în mașină și să te simți atât de în control. Haideți că a început și ploaia, dar e timpul să vorbim despre ce contează cu adevărat pe această mașină modul în care se conduce și cum te simți la volanul ei și o să-mi foarte greu să transmit tot ceea ce am simțit zilele astea cu Alfa Romeo Giulia, mai ales din moment ce v-am spus că e mașina visurilor mele, e mașina pe care mi-aș cumpăra-o, dacă aș avea banii necesari, mi-aș cumpăra-o mâine. Și din punctul meu de vedere, este cel mai distractiv de condus sedan pe care poți să ți-l cumperi în acest moment. Punct! Nu doar din segmentul ăsta, că din segmentul ăsta este clar, dar Cam din toate sedanurile pe care le-am condus, și mare parte din credit se duce către platformă de care v-am mai povestit, creată datorită ambițiilor lui Sergio Marchione, o platformă cu tracțiune spate la bază și care a avut un țel foarte precis de la început să readucă Alfa Romeo acolo unde trebuia să fie, la vârful topului dinamicității. Și ceea ce face platforma asta cu adevărat specială este atât de simplu și se vede atât de mult Și e la mintea cocoșului Când vorbești de o mașină Și de modul în care se conduce Cel mai important lucru De care trebuie să ții cont este greutatea Nu numai să fie puțină Cât mai puțină, să fie cât mai slim Mașina Dar și modul în care e distribuită Distribuită pe cele două punți Și în acest sens Inginerii aduși de la Ferrari Special ca să se ocupe de această platformă Au avut o mare Mare grijă, de asta avem bateria în portbagaj, așa cum vă spuneam, pentru că fiecare kilogram contează Și asta este probabil cea mai bine echilibrată mașină pe care am condus-o în ultimii, nu știu, 5 ani cel puțin Platforma asta își arată avantajele și pe celelalte mașini pe care e folosită Ea e folosită pe Julia, pe Stelvio, pe uh, Maserati Grecale și pe Jeep Grand Cherokee, printre altele Cred că mai e un Maserati care e construit pe această platformă, dar nu sunt sigur. Ei, și toate mașinile astea pe care am avut onoarea să le conduc se simt foarte ușoare atunci când le conduci. Inclusiv Jeep Grand și Rocky L, care pentru dimensiunile ei gargantoane are doar 2100 de kg. Da? Pe toate mașinile se simte foarte, foarte agilă această platformă. Se simte toate mașinile astea se simt foarte ușor, ușoare. Asta este ceva foarte important pentru orice entuziast, pentru orice om care își cumpără o mașină și ca să o conducă cu plăcere, nu doar ca să o ducă din punctul A în punctul B. Dacă e să vorbim de Giulia, ai la dispoziție o gamă destul de limitată de motorizări. Asta este un punct în minus din punctul meu de vedere pentru mașina asta. ai un motor pe benzină, 2 litri turbo 4 cilindri, care poate fi avut cu 200 sau 280 de cai, ai un motor diesel de 2,1 litri sau 2,2 spuneți cum vreți, are 2143 dacă nu mă înșel centimetri care face 190 sau 210 cai și mai avem The Big Daddy, quadrifolio verde, mașina cu V6 la 90 de grade derivat din V8-ul de Ferrari 458 speciale, Twin Turbo, bineînțeles, cu 510 cai. De deci ce spuneam că sunt dezamăgit de gama de motorizări? Pentru că între benzinarul de top, diesel, sincer, nu mi-aș cumpăra decât dacă aș fi fanul formelor și aș platformei Juliei și aș avea foarte multe drumuri lungi de făcut. Atunci, da, se potrivește și dieselul la pe care l-am condus acum 2 ani, cum am spus, și ați putea să vi luați. De ce sunt dezamăgit? Pentru că între ce motorul de 280 de cai și cel de... Uh, 510 e un hău de performanță care ar fi putut fi umplut foarte ușor de încă un motor aș fi zis eu, dacă nu uh, patru cilindri hibridizat într-un fel care să-ți ducă puterea până la 350 de cai da? sau 400 undeva pe acolo, atunci poate cu un V6 detunat, da? cu motorul V6 de pe quadrifolio verde, cu ceva mai puțină putere. Ar fi fost ideal din punctul meu de vedere, pentru că ai fi oferit clienților posibilitatea de a-și lua un motor cu 6 cilindri, nu doar cu 4 cilindri, sub capotă, fără să fie nevoie să urce până la QV. Care QV-ul, pe cât de bună este și am înțeles că este excelentă mașina, eu nu am apucat să conduc una și nu știu dacă o să am vreodată ocazia, pentru că sunt destul de rare aceste mașini. Diferența este foarte mare și uh, ai poate vrei la un moment dat să conduci un V6, dar să ai mai mult de 4 de sub capotă, dar fără să ajungi chiar la 100.000 de euro. Uh, prețurile care, în jurul cărora se învârte în un QV. Uh, din păcate nu există această variantă. Noi aici conducem cea mai bună alegere pentru pasionați care nu, nu au 100.000 de euro în cont, să spunem. Este vorba despre Veloce, vă spuneam, cu 280 de cai. O mașină super capabilă, care face suta în 5,2 secunde și are o viteză maximă de uh, 240 de km pe oră și credeți-mă că o atingi foarte, foarte repede. Nu vă spun cum știu, dar credeți-mă pe cuvânt. O mașină care cântărește 1500 de kg, 1500 și ceva mărunțiși și asta se simte din momentul în care te pui la drum cu ea. Motorul folosește tehnologia multier, cum v-am povestit și la Stelvio, care înseamnă că are un singur ax cu came, celălalt arbore cu came, cel de pe admisie fiind de fapt un sistem cu solenoizi hidraulici care reglează foarte fin cu ajutorul unui calculator adâncimea operații, adâncimea la care funcționează valvele și chestia care diferențiază multier de celelalte sisteme cu variable valve timing este faptul că permite ca pe, ciclul de, pe un singur ciclu de aprindere să aibă mai multe mișcări ale supape. Atât de precisă și de rapidă este mișcarea lor. Da, și tehnologia asta multier le permite celor de la Alfa Romeo, am și multier pe mașina mea, să nu fie nevoit să să hibridizeze motoarele pentru a se încadra în limitele de poluare pentru că tehnologia multier permite scăderea emisiilor cu până la 60% dacă vorbim de oxid de azot, de exemplu. Da, permite scăderea consumului și pentru că vorbim despre arborele cu uh, came de pe partea de admisie, ai un răspuns foarte bun în pedală. Combinat cu turbina cu geometrie variabilă, obții un răspuns în pedală extrem de precis. Combina asta cu greutatea foarte mică a mașinii. Combina asta cu distribuția greutății 50-50 puncte față, puncte spate. Combina asta cu transmisia excelentă de la ZF cu obra poarte și obții o mașină care se conduce absolutamente genial, dar ce m-a impresionat cel mai mult din momentul în care m-am urcat în mașina asta a fost faptul că se simte foarte confortabilă ba chiar m-aș risca să spun că e mai confortabilă decât Stelvio, ceea ce pare un pic contraintuitiv, pentru că de obicei SUV-urile sunt un pic mai confortabile tocmai pentru că um, au o cursă mai lungă a suspensiei și având o cursă mai lungă a suspensiei aceasta își permite sau are posibilitatea de a disipa vibrațiile mai ușor. Ei bine, cumva mi se pare că mașina asta este mai confortabilă decât Stelvio. Deși au același setup la suspensie, multilink față spate, amândouă au brațe de aluminiu, amândouă folosesc cam aceleași principii de bază. Ciudat din punctul meu de vedere, mă gândesc că singura diferență pe care am tot observa între ele este faptul că mașina asta are jante pe 19 și Stelvio avea jante pe 20, dar nu cred că doar de aici vine diferența. Vorbim de un inch, totuși vorbim de un SUV versus un sedan. Dar mașina asta, cu setupul pasiv, nu avem amortizoare adaptive pe modelul acesta, mi se pare incredibil de confortabil. incredibil de confortabil. Mai mult decât atât, când am băgat în niște viraje ceva mai serioase, nu s-a pierdut cu firea. Sunt unele mașini care uh, sacrifică ținuta dinamică pentru confort. Asta este absolut normal, nu poți să le ai pe toate. Uh, dar pe Giulia, deși mașina, vă spuneam, este incredibil de confortabilă în mod normal, pe viraje nu se pierde de tot ținuta de drum a acestei mașini. Da? Se comportă foarte bine, da, e un pic mai mult ruliu și un pic foarte puțin tangaj, comparativ cu o mașină cu amortizoare adaptive, presupun, parcă am condus un... nu, N-am condus, dar sunt sigur că amortizarea adaptive în modul dinamic și-ar spune cuvântul. Dar, per total, cu acest setup pasiv, mașina nu mi se pare că se înclină foarte mult. Uh, și ți inspiră foarte multă încredere, te face, e acolo cu tine și te parcă te face să uh, împingi limitele și mai mult. Parcă îți spune, sunt aici cu tine, hai, poți mai mult, poți, poți mai mult și te îmbie să uh, împingi limitele și mai mult. Mașina asta este dotată și cu sistemul de tracție integrală Q4, de care v-am povestit și pe Stelvio. Înainte puteai să cumperi Giulia și cu tracțiune spate și cu manuală, acum nu se mai poate doar Q4 și automată. Probabil că se simplifică foarte mult pe partea de producție lucrurile și Alfa Romeo are nevoie de așa ceva pentru că mașina e la final de producție și poate că trebuie să prioritizeze resursele pentru alte mașini. Dar sistemul acesta Q4 este unul care trimite puterea doar pe puntea spate. 90% din timp și doar atunci când simte că ai nevoie de aderență și pe puntea față, trimite ceva resurse și acolo Altfel, mașina este aproape tracțiune pur spate Eu nu, în continuare mi-aș lua mașina cu tracțiune pur spate pentru simplu motiv că aș avea greutate mai puțină pe mașină Și credeți-mă că este esențial să ai cât mai puțină greutate pe mașină dacă vrei ca aceasta să se conducă cât mai bine dar nici sistemul Q4 nu mi se pare unul care să te dezamăgească. Mai mult decât atât, poți să-ți adaugi opțional un diferențial cu alunecare limitată pe puntea spate, pe care nu-l găsești în configurator, va trebui să-l pui separat, care o să îmbunătățească și mai mult abilitățile dinamice ale mașinii. Dar, per total, vă spun așa, mașina se simte neutră în viraje și poate deveni supraviratoare în funcție de cât de tare apeși tu pe pedala de accelerație. Iar asta e un atribut pe care îl găsești din ce în ce mai rar pe mașinile noi și se conduce absolut excelent. Direcția este funcționează cu același principiu anti pe care vi l-am descris și la Stelvio, adică virează mai mult roata de pe exterior față de roata de interior, invers decât pe mașinile tradiționale și asta te face, o face super doritoare să taie virajele pe această mașină. Transmisia este dată foarte bine. Ce pot să critic este faptul că motorul nu are neapărat o notă foarte prezentă pe parte audio, să spunem, dar nu se aude foarte plăcut motorul. nu se turează foarte sus, tocmai din cauza tehnologiei multier. Avem linia roșie la 5500 de ture și știu motoare turbo pe benzină care se turează mult mai mult. Dacă vorbim de cele de performanță, deja ne ducem sus peste 7000 de ture. Dar nici nu ai nevoie pentru că cuplul maxim este livrat la 1750 de ture pe minut. Transmisia te ține tot timpul în cuplu maxim și mașina e ușoară și atunci când o conduci se simte ca o pană tocmai pentru că te scalzi tot timpul în cuplu maxim și ai și greutate mică. Dar bineînțeles, nu toată lumea își va cumpăra mașina asta doar pentru că se conduce bine, ceea ce e păcat din punctul meu de vedere, pentru că, sincer, Alfa Romeo Giulia pentru asta ți-o cumperi, pentru modul în care se conduce, pentru că chiar este diferit față de toate celelalte mașini de pe piață în acest moment. Dar poate veți fi interesat și de partea mai practică a lucrurilor, consumul, de exemplu. A fost surprins să văd faptul că Uh, mașina asta nu consumă cu mult mai puțin decât un Stelvio cu fix aceeași motorizare. Deci știți că acum ceva timp am avut Stelvio la test, cu el am obținut un consum de undeva la 14.8 în București, cu asta am obținut 14.3. Uh, pe DN am obținut 6.8 cu asta, cu Stelvio 6.9 uh, pe, DN, pe autostradă am un scos 8.5. Deci, mm, nu văd foarte mari diferențe. Ceea ce mă surprinde, pentru că mașina asta ar trebui să fie mai aerodinamică și este un pic mai ușoară decât Stelvio, dar, mm, oricum, da, o să recunosc că motorul e un pic mai insetat decât te-ai aștepta, dar, na, unde fum e fumie și putere, știți cum se spune, pe mine nu m-ar deranja în mod special, având în vedere cum se conduce mașina asta. Când vorbim de orice mașină, trebuie să vorbim și de uh, prețuri, bineînțeles și de rivale, așa cum facem noi aici pe canal. Rivalii acestei mașini sunt așa cum poate foarte bine știți, BMW seria 3, Mercedes-Benz C-Class, Audi A4 și cam atât. Ăștia sunt principalii rivale acestei mașini. Dintre toate, eu cu siguranță și alege Giulia, fără niciun fel de îndoială, cu toate dezavantajele pe care le are, dar cu principalul avantaj al ținutei de drum, dar și al designului. V-am spus, eu sunt un fraier pentru un design frumos. Și mașina asta arată atât de bine că mi-aș cumpăra-o doar pentru cum arat. ar putea să se conduce Să se conducă și foarte nasol Da, sunt superficial în felul ăsta Mi se pare că se conduce cel mai bine din segment Și unul dintre cele mai plăcute sedanuri din toate timpurile la condus Mi-ar fi plăcut un pic mai multă putere Da, v-am spus o, o versiune intermediară Mi-ar fi plăcut ca uh, Alfa Romeo să ofere un nivel de configurare mai mare pentru mașina asta Pentru că, vă spuneam și în alte clipuri și cu alte ocazii, asta e unul dintre lucrurile care diferențiază producătorii premium de cei uh, non-premium, faptul că poți să ți configurezi mașina cum vrei. În momentul de față, configuratorul Alfa Romeo pentru Giulia este foarte limitat. Asta e, o, o, e mare păcat. Ca minusuri, sistemul ăsta de infotainment se simte învechit, rezoluția este mică, dar personal mi se pare de ajuns. Nu mă interesează să am un televizor pe bord cum este la seria 3, de exemplu. Nu mi place designul la absolutament deloc chiar dacă ai mai multe funcții și rezoluție mai bună, cum arată planșa asta de bord, mi se pare mult mai ok, e integrat cum trebuie ecranul, nu-mi trebuie un ecran mai mare, este de ajuns mai ales faptul că um, cu Android Auto și Apple CarPlay ai instrucțiunile de navigație și pe um, instrumentarul de bord digital, adică în partea dreaptă unde ai turometru în mod normal, uh, primești și instrucțiunile de navigație, Da de exemplu cum mă să fac dreapta pe calea și așa mai departe. Deci ai cam tot ce trebuie pe mașina asta, sincer Eu aș mai fi pus și sistemul Audio Harman Kardon Dacă ar fi să-mi configurez mașina Hai să vorbim despre prețuri Prețurile pentru Giulia în momentul de față în România încep de la 51.000 de euro Dar pentru versiunile super, da? cu motorizarea de 200 de cai Dacă vrei veloce, vorbim de prețuri de la 60.000 de euro Mașina pe care o vedeți aici a avut un preț de listă de 58.500 de euro când a fost adusă pentru prima oară anul trecut în România Dar, dacă vreți să vă cumpărați, mergeți la Mid Motors, de unde am primit și eu mașina Mulțumesc celor de la Mid Motors cu ocazia asta Și le spuneți că ați văzut clipul pe canalul meu de YouTube Și o să obțineți un discount de 10.000 de euro Doar pentru că mă urmăriți un discount de 10.000 de euro pentru că urmărești pe cineva pe YouTube, mi se pare o afacere foarte bună. Deci, poți să-ți cumperi mașina asta cu 48.500 de euro. Poate mai adaugi o rabla, poate un alta, eu zic că e un preț foarte, foarte bun pentru o mașină nouă, 5 ani garanție și 150.000 de kilometri. Asta pentru cei care spun că mașinile Alfa Romeo nu sunt fiabile și așa mai departe. Să știți că, spre deosebire de mulți rivali, mașina asta nu are Boala ei, da? Au fost probleme sporadice Cu anumite chestii, dar nu au fost probleme atât de Constante cu un singur element, astfel încât să spui că e boala ei Cum e, de exemplu, la motoarele 2.3 diesel de la uh, Volkswagen sau 1.6 diesel De la Volkswagen, care au probleme cu răcitorul De la EGR, da? Știi toată lumea de problema asta uh, Nu ai probleme de genul ăsta pe mașina asta Sunt chestii sporadice care au mai apărut la unii proprietari Dacă intri pe forum, găsești dar nu chestii atât de des întâlnite încât să devină un pattern. Cam asta a fost review-ul meu cu Alfa Romeo Giulia, mașina visurilor mele. Până data viitoare, nu uitați de like, share, subscribe, nu uitați că puteți deveni membri ai canalului pentru beneficii exclusive și, bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao.